telegrafic mai mult, pentru că dacă ar fi să vorbim despre părintele, cred că nu reușim într-o oră sau într-o zi întreagă să vorbim despre viața dumnealui, dar o să-mi permiteți, cu îngăduința dumneavoastră, să fac o scurtă trecere în ceea ce urmează a activității religioase pe care părintele și-a desfășurat-o aici, la Roman, sau unde s-a perindat sfinția sa. S-a născut pe 14 februarie 1955 în Cotul Vameș, comuna Horea, județul Neam. Părinții săi, Ioan și Lina, oameni foarte gospodari, au avut 6 copii, el fiind părintele Ioan al 4-lea. A absolvit ciclul școlii primare și a celei gimnaziale în satul natal, în Cotul Vameș, și cursurile a 3 licee, a liceului 3, a liceului Roman Vodă și a colegiului tehnic Miron Costin. Mai apoi a urmat cursurile școlii de maestri militare auto la Pitești, facultate de teologie pastorală Dumitru Stăniloae din Iași și cursuri post-universitare la facultatea de psihopedagogie specială la București. S-a căsătorit în anul 1978 cu Elena, căsătorie în urma căruia a fost binecuvântat de Dumnezeu cu 3 copii. De la acești 3 copii are deocamdată un singur nepot, toți 3 copii fiind căsătoriți. În 1971 până în 1973 a fost muncitor, adică a pornit de jos. A muncit întâi la Sera din Roman, între 73 și 74 a fost electrician la secția de prefabricate din Roman. Între 74 și 77 a urmat școala militară sau școala de maestri militari la Pitești. Între 77 și 1981 a fost la unitatea militară din Roman, la secția de tancuri, muribundul 1386 de atunci. Între 81 și 88 a fost mecanic la Autoservice Tehnica, între 88 și 92 s-a angajat la episcopie ca șofer și, fiind o fire perseverentă, muncitoare și serioasă, a ajuns administrator și chiar director la fabrica de lumânări. După absolvirea facultății de teologie din Iași, între 92 și 2000 a fost profesor de religie la școala 5, la liceul 4, la liceul 5 și la școala specială din Roman, actualul CSEI. Între 94 și 96 a fost numit preot în localitatea Traian, din protopopiatul Roman. Între 1996 și 2017, mai exact până la 1 decembrie 2017, a fost preot misionar la Spitalul Municipal din Roman. A avut o activitate extraordinară în cadrul spitalului, reușind să scoată efectiv, începând cu anul 2014, toate avorturile din spital de atunci și până astăzi, și sperăm ca și în viitorul ce va urma de acum înainte, acest lucru să nu se mai întâmple niciodată în spitalul din Roman și nici în altă parte. Între 2003 și 2010 s-a implicat la construirea Bisericii Sfântul Vasile cel Mare de lângă Spitalul Municipal Roman. În anul 1996 înființează Paraclisul de la spital, de unde a slujit până la 1 decembrie. În anul 1997 înființează Paraclisul Sfânta Filosteia de la Școala Specială. În 1998 Paraclisul Sfântul Nicolae de la Casa de Copii Orfani, actualul Spital de Psihiatrie. În anul 2001 realizează un alt paraclis în datarea Sfintei Cruci la Pompieri. Între 86 și 89, în calitate de administrator al Arhiepiscopiei Romanului, ajută la reconsolidarea sau la reparațiile curente care au loc la Biserica Precesta Mare de lângă Spitalul Vechi din Roman. În 90,
ajunge administrator la seminar, responsabil fiind cu activitatea logistică, tot în 90, reușește să obțină și să încropească, să organizeze un paraclis pentru seminarul din Roman la Biserica Armenească, care o avem astăzi cu ramul Pogorârea Sfântului Duh. Totodată, se implică și la demararea lucrărilor de construire de la mănăstirea de la Mărgura Ognei. În 1992, sprijină în localitatea natală la construirea bisericii sau a catedralei Înălțarea Domnului de la Cotul Vameș. Are activități umanitare, culturale, filantropice, numeroase, sub bagheta sau sub tutela sau în cadrul asociației Capadocia, unde părintele a fost coordonator principal. În urmă cu 13 ani, sau în urmă cu nu foarte mult timp, părintele declara despre dânsul că nu s-ar fi văzut niciodată monah sau călugăr, dar odată cu mutarea în veșnicie a veșnicei sale soții, a distinsei doamne prezbitere Elena, pe 6 decembrie anul trecut, când Sfântul Nicolae a colindat cu haină cernită familia părintelui, părintele Ioan Antoci ia o hotărâre în anul ce a urmat, care de acum înainte suntem siguri că îi va marca viața, trăirea și simțirea aceea de a se închinovia, de a deveni călugăr, de a deveni monah, undeva la poalele Patriarhiei de la București, la mănăstirea Chiajna, sub numele de Nicolae. Nicolae a mai fost călăuzitor și îndrumător al vieții sale prin cei doi frați pe care i-a avut, care au purtat numele Nicolae, și prin prisma faptului că în ziua de Sfântul Nicolae, în anul 1988, a fost îmbrăcat pentru prima dată cu veșmânt de ipodiacon la catedrala episcopală de atunci, arhiepiscopală de astăzi, din Roman. A fost un om cu activitate remarcabilă. Este un om cu activitate fantastică, un filantrop, un iubitor de Hristos și de tot ceea ce înseamnă frumos. Un om care și-a dus și își duce crucea cu demnitate, cu cinste. Un om pe care cinul monahal de la începutul lui decembrie l-a câștigat. Și chiar dacă acest lucru nu l-a visat vreodată, ajungem să completăm cu cuvintele Scripturii care spune: nebunuite sunt căile Domnului. Din partea colegilor preoți și din partea celor care l-au susținut și iubit atât de mult, îi dorim să continue cu aceeași râvnă și acrivie noua și greaua misiune ce îi se șterne înainte.